Slăbesc dacă mănânc doar fast food? Răspunsul este afirmativ și demonstrat de un experiment medical. Se poate slăbi cu hamburgeri, cartofi prăjiți și suc, cu o condiție. Nutriționiștii au creat iluzia că se poate slăbi doar cu alimente degrăsate, triste și fără gust, în vreme ce pizza, cartofii prăjiți, merdenelele și prăjiturile au fost trecute pe lista neagră. Medicina a ridicat un piedestal hranei dietetice, industria alimentară ne îmbolnăvește, produsele fast food sunt otrăvitoare. Analiza a două experiențe medical-mediatice ne ajută să tragem singuri concluziile. Pe de o parte este vorba de Morgan Spurlock, care a făcut în anul 2004 celebru filmul numit Super Size Me. Care era scenariul propus de el? Timp de o lună să mănânce 3 mese pe zi compuse exclusiv din produse tip fast food. După o lună de calvar se demonstrează ceea ce era de demonstrat. Morgan s-a îngrășat cu 11 kg, iar nivelul de colesterol, trigliceridele, acidul uric erau crescute alarmant, la fel și enzimele hepatice și glicemia. Însă faptul că a produs un film care face turul planetei și denunță efectele nocive ale fast food-ului îi creează suficientă satisfacție.